Abonați-vă la Kitoons și lăsați distracția fără sfârșit să înceapă! Cântecul verii! Gelatina, perfect! Aciditatea sucului, bună! Bun venit la marea petrecere a recoltei! Wow, ce petrecere! Angie va începe să recite o poezie cu dedicație pentru toți Tutti Frutti! Da! Piersicile cresc, copacii înfloresc, merele și zmeura noi vom culege, smoothie-uri după plac ne vom alege. Grozav, Angie! Am lucrat la poezie o săptămână întreagă. Magic Jelly! Să-i primim pe bebelușii din vale, care au pictat această operă pentru golful Tutti Frutti. L-am pictat cu sucul fructelor, de aceea e așa de colorat. Aplauze pentru bebelușii din vale! Hip, 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 fantasy! Și acum, anul acesta, fantasy sunt grozavi! Să înceapă petrecerea! Mango și piersici, un curcubeu de fructe și un pupic pe frunte. Oh, oh, oh! Nu mă pot opri, tot timpul dansez. De când recoltez, nu mă opri din dansat. Noi tot ne-am agitat, eu mă învârt ca un acrobat. Nu mă opri din dansat, noi tot ne-am agitat. Mă învârt ca un acrobat. La dans, bebelușilor! Oh! Uh-oh! Din cauza condițiilor meteo, trebuie să oprim petrecerea și să o ținem săptămâna viitoare. Wow! Ei bine, încă o noapte fără surprize. Nu mă opri din dansat. Noi tot. Wow, ce mod frumos de a începe ziua. Pe mai târziu, bebeluși. Se pare că s-au distrat ieri. Curățenie terminată. Stai, nimeni nu are grijă de fructe azi. Nu ne oprim din dansat. S-a anulat concertul din cauza furtunii. Și de atunci nu ne-am mai putut scoate cântecul din cap. Și cine va recolta fructele? Trebuie să găsim o soluție. Unde vor fi fantasy? Diseară e concertul. Pit, trebuie să le scoatem neapărat cântecul din cap. Oh, mă gândesc să fac eu un cântecel mult mai bun. Pit, adu-m chitara. Cred că am o idee. Oh-oh! Exact cum a zis Pia! Nimeni nu a recoltat nimic săptămâna aceasta! E blestemul cântecului întrerupt. Furtuna aceea rea a oprit cântecul. Iar acum, băieții bebeluși vor dansa până la apus. Vrei să spui că nu-și vor putea scoate cântecul din cap? Până când nu-l ascultă până la final? Mă tem că așa este. Cum? Ce putem să facem? Diseară îl cântăm din nou. Iar acum îl cântăm până la final. Da! Și vom putea să recoltăm din nou! Hip, 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 hip! Și acum, haideți să dansăm din nou! La dans, bebelușilor! Da! Ce acrobatul meu, acum el s-a culcat! Asta e! E gata! Puteți să vă opriți din dansat? Da! Situația asta s-a cam complicat! A? Nu mă pot gândi la alt cântec în afară de cântecul Fruity Rock. Rock, rock, a fruity rock. Rock, rock, a fruity rock. Nu ai nimic versul deloc, dar știu că ritmul Fruity Rock. Da! Ura! Ura! Se pare că nu mai dansați pe acel cântec acum. Am reușit! A fost o seară uimitoare! Pa, Pia! Pe mai târziu! Rock and roll! Na, 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 na! Rock, rock! Acum nu vi mai puteți scoate!
scoate pe acesta din cap? Nu, glumeam doar. Oh, era să leșin. Brioșele astea vor fi delicioase. Of, e cald. Oh, ești bolnavioară? Nu vei putea merge în vacanță. Ba, normal că merg. E doar pentru că e cald. Din cauza cuptorului dat la maxim. Așa e. E sănătoasă ca o căpșună. Oh, eu tot nu am planuri de vacanță. Poți veni cu mine în lumea fantasy. Vrei să-mi dai căpșunele? Hopa! Au fost delicioase! Ah, cum ai reușit să mănânci așa multe? Scuze! Cutie, du-te, te rog să culești căpșuni din pădure! Poate ar trebui să opresc cuptorul puțin. Wow, sunt uriașe! Și delicioase! Sunt fructe speciale pe care le mănâncă fantasy. Voi face cele mai bune brioșe din lume! Mirosul acesta nu poate fi real. Trebuie să le încerc. Wow! Mantia, cine este? Ea e verișoara mea, Lizzie. Și a venit să petreacă niște timp cu noi. Wendy, ești foarte norocoasă. Tocmai am făcut brioșe. Da! Cu drag! Poftim! Una pentru fiecare. Sunt așa de bune! Fiindcă am folosit căpșuni speciale. Ca cele mâncate de fantasy. Are sens! Căpșuni speciale? Nu am mai văzut până acum. Vreau căpșuni din acelea. Și eu! Și eu! Și eu! Eu rămân. Mai am ceva de făcut. Vin și eu, dar stau puțin. Trebuie să mă duc în vacanță în lumea fantasy. Vino cu noi, Lizzie! Wow! Am ajuns! Miroase a căpșune și pepene. Wow! Și a portocale. Locul acesta e de vis. Wow! Un paradis. Ai grijă, lady. Miroase a fructe. Wow! Uite, gem. E o lume nouă. Este grozav. Ce banană uriașă! O gustare! Cea mai bună banană din univers! Uimitor! Gustul e mai bun decât mirosul! Nu mă voi sătura de fructe niciodată! E cea mai frumoasă vacanță! Oh, trebuie să mă întâlnesc cu Jessie! Stai, ea ce face? Mai mult ca sigur a uitat de noi! Nu o să învăț niciodată să fac obicei de mână! Ah, Jessie sigur se distrează! Încă 5 minute. Sunteți prieteni sau dușmani? Drăguț și miros a fructe. Unde ne duceți? Stați! Lady! Trebuie să le spunem celorlalți și să salvăm bebelușii de monștri micuți. Hop!
Dar de ce ne-au adus aici? Ați mâncat toată recolta! Wow! Sunt fructe speciale pe care le mănâncă Fantasy. Vreau căpșunele acelea! Tutti frutti! Dar de ce le-am adus aici? Ați mâncat toată recolta! Bun venit în golful Tutti Frutti! Da! Descoperind golful Tutti Frutti, partea a doua! Stați aici ca pentru o poză. Ajutor! Au luat bebeluși! Ce s-a întâmplat, Lady? Mâncam fructe uriașe care miroseau delicios și deodată am găsit niște monștri mici și colorați care vorbeau într-o limbă ciudată. Fructe uriașe? Monștri colorați? Limbă ciudată? Vreau să salvez bebelușii. GPS-ul e pornit. Și eu, contați pe mine. Am trecut pe lângă un borcan cu gem și totul mirosea delicios. Oh, ce bine miroase! Hashtag miros bine fructele. Wow! Nu vă mișcați, micuții monștri pot fi oriunde. Era pe aici. Nu, pe aici. Wow! Ce-a fost asta? Sunt ei! Bebeluși ciudații pun să care fructele! Ce suc de portocale delicios! Nu se distrează! Ei le dau ordine! Trebuie să-i salvăm! Dacă vom fi prinși... Știu! Ne vom deghiza! Nu mai pot simți parfumul de la atâtea fructe! Bebeluși, priviți-mi costumul! Îmi place mult! Miroase delicios! Rim a găsit o urmă! Eu controlez fabrica dulce! O să fac 100 de geleuri cu grapefruit. Nu! L-am setat să facă 1.000.000 de geleuri. Va trebui să le mâncăm. Au! Hei, tu, cine ești? Ce caută oglinda aici? Știam eu! Sunt mai mulți bebeluși. Acesta e sfârșitul! Nu te teme, sunt prietenii noștri! Am crezut că ați fost răpiți! Ce bine că suntem împreună cu toții! Ce lacrimă minunată! Magic Tears Jelly! E vie! Ai grijă! Nu te teme, sunt puțin obraznici, dar nu fac niciun rău! Jelly sunt baza acestei lumi! Fără ei, fructele nu ar mai fi așa mari și vemoase! Wow! Cred că vor să ne arate golful Tutti Frutti. Băgăm fructul în fabrica dulce și va ajunge direct la lac. Wow! Și sucul va avea culori diferite. Depinde de fructul din care e făcut. Wow! Și acum fabrica dulce. Wow! Aici avem mixerul. Ce ritm! Hei, ce forme frumoase! Le ador! Bună, sunt Angie. Aici veți putea bea smoothie-uri, milkshake-uri. Aveți banană cu pepene și portocală? Desigur, dacă e în imaginația ta, atunci o putem face. Pentru golful Tutti Frutti. Știam eu, e delicios! Aceasta este cea mai frumoasă vacanță din viața mea!
În sfârșit, aici erai. Știai deja despre golful Tutti Frutti? Sigur, știm toate colțurile lumii. Și mulțumită telescopului spion, le păzim și le protejăm. Adică mai sunt alte colțuri minunate în lume? Desigur, și fiecare are magic tears speciale. Da, și le poți duce acolo? E bine să le descoperim încet, încet. Pe lângă asta, trebuie să mai înveți întâi cum să faci covrigei de mână. Bebelușul care a cules cele mai multe fructe este... Ella! Ești cea mai bună! Da! Felicitări! Mersi, mersi! Vă invit la un super cry smoothie să sărbătorim! Bine, bravo! Te așteptăm la casa de pe plajă! Așa, voi putea trage un pui de somn! Betty, ajută-mă, te rog! Da, mă descurc! Ups! Hei, te ajut? Nu, am totul sub control. Au! Ești în regulă? Da, sunt bine. Ce? Scuze, dar ai urmă pe față și are forma unui smoothie. Ce urmă? Ce jenant! În loc să fiu cea care a cules cele mai multe fructe, voi fi cea mai neîndemânatică! Nu te teme! Nu trebuie să spunem la nimeni ce s-a întâmplat! Bună, bebeluș! Suntem aici! Am adus cry smoothies! Tu ce ai pățit, Ella? Ce mai urmă? Eu doar am avut o... deodată am dat peste un... un monstru! Un monstru? Un ce? Ce monstru? Un monstru! Monstrul pară! Monstrul pară? Da, m-a atacat din spate! Dar cu o lovitură de karate... L-am speriat! Ești puternică! Ești curajoasă! Și ce este monstrul pară? E înfiorător? Păi, miroase urât, pentru că e putrezit! Cred că s-a vomit! Tu l-ai văzut, Nana? Nu! Când am ajuns eu, plecase! Nu-i așa? Da! Deși e gigantic și greu, e super rapid! Wow! Și mai urât decât un troll trezit din somn! E așa! Mare cât 5 bebeluși puși unul peste altul! Am auzit că atunci când atinge un fruct, putrezește! Dar dacă se uită la el, înfiorător! Am auzit că doar cu un singur pas... poate cauza un cutremur. Și poate zbura. Și dacă ar vrea, ne-ar distruge toată recolta. Mi-e foarte teamă. Din fericire, Ella ne va da o lecție de karate astăzi. Lecții de karate? Da, doar așa vom putea înfrunta monstrul pară când se întoarce. Când se întoarce, zici? Și dacă vine pe aici? Hei, Ella, am o întrebare despre monstrul pară. Era o pară roșie sau era o pară galbenă? Aș zice, roșie. Și de ce ai o urmă de pai de smoothie pe față dacă te-a atacat monstrul pară? Pentru că monstrul pară are un pai pe post de sabie. Serios? Dar nu-l avea și un arc și o nucă pe post de scut? Și câte mâini are? Îți pot citi gândurile. Vă luați cry smoothies de la fabrică și... Stai! Pauză 5 minute! De ce vrei să mă faci de râs în fața tuturor? Nu e asta, e doar că unii sunt foarte speriați de povestea ta. Vreau doar să le spui adevărul. Monstrul pară nici nu va îndrăzni să vină. Pa, bebeluș, când va dispărea monstrul pară, voi reveni. Vă rog, nu-i spuneți că suntem la Muntele Fantasy. Hei, așteptați-ne. Vezi? Ai dreptate, trebuie să le spun adevărul. Chiar dacă povestea ta inventată e foarte amuzantă. Un pai pe post de sabie. Mersi, Nana. Magic Tears Jelly. Bună, trebuie să vă spun ceva. Monstrul pară. Monstrul pară! Ce? Monstrul? Unde? Acolo! Monstrul pară! Hai,
Îl vom învinge! Haideți! Acei gelis am eu grijă. Fii gata, monstrele pară. Hia, hia, ia. Da, ai reușit. Ce fac gelis acolo? Voiam să vă spun că am inventat totul. Când am scăpat Cry Smoothies, mi-au făcut urma asta. Oare mă veți ierta? Desigur! Vrei niște pară? Gelis ăștia. Ce dezastru! Apciu! Vin! Bună! Bună, Crystal! Am venit să luăm peria pe care ți-am împrumutat-o. Oh, da! Trebuie să fie pe aici, pe undeva. Oh, ce s-a întâmplat aici? E un dezastru! Serios? Nu e un dezastru, e organizat în stilul meu. Și unde-i peria mea? E imposibil să știi în acest dezastru. Trebuie să faci curățenie. Bine, mă puteți ajuta? Eu mă simt puțin cam rău, vă rog. Desigur, la treabă. Acum am chestii de făcut. Mai importante decât peria mea? Sau decât să locuiești într-o casă curată? Da, să mă întrec cu șac pe snowboard. Pa! Unde se duce cu masa de călcat? Crystal, e un dezastru! Păi, trebuie să-mi găsesc peria, chiar dacă trebuie să fac curat aici. Andy, ne ajut să facem curat în casa lui Crystal? La curățenie! În sfârșit, dar nu mi-am găsit peria. E regulă, o întrebăm mâine pe Crystal. O să o ia razna când va vedea ce am făcut noi aici. Sunt gata! Hei, așteptați-mă! Sper că a fost capabilă Crystal să-mi găsească peria. Bună, Crystal, ai văzut cum am lăsat... Este incredibil! Nu pot să înțeleg când ai apucat să faci asemenea dezastru. Atunci când strănut eu doar... Apciu! Crystal, mereu ți-e rău, dar trebuie să fii organizată. E casa ta! Tot ce vreau e peria mea. Ce se întâmplă? Lady, unde ai dispărut? Lady, Lady! Lady, m-auzi? Sunt bine! E așa de întuneric aici că am adormit! Lady! Ce bucurie! Dar unde ești? Nu știu, sunt înconjurată de gunoi! Sunt suzete pierdute, jucării rupte. Ce se petrece? Ce se petrece? Peria mea! Mi-am găsit peria! Dar e puțin blocată! Să văd dacă pot trage! Lady, nu o face! Nu o trage! Totul va cădea peste tine! Prea târziu, am luat-o deja și nu s-a întâmplat nimic! Un munte de șosete rătăcite cade spre mine! Vezi vreuna cu fulgi de nea? Am pierdut-o în urmă cu mult timp! Bebeluș, avem o problemă! Scoateți-mă de aici, vă rog! Spațiul devine strâmb! Ajutor! Lady, caută ceva să țină pereții! Hei, aici mi-era snowboardul! Mă duc după ajutor! Nu te teme, Lady, te ajut eu! Ai grijă! Mersi, Crystal! Andy, trebuie să mă ajuți! Trebuie să facem curat în casa lui Crystal repede! Din nou? Am făcut deja! Candy, te rog, ajută-mă! Casa lui Crystal e un dezastru! Nu! Încă aștept să-mi dea coroana pe care i-am împrumutat-o! Și ochelarii mei de aviator! Vă rog, cineva să mă ajute! Lady e îngropată sub dezastrul lui Crystal! Nu te teme, te vom ajuta! Bună, bebeluș! Știu, promit să fiu ordonată, dar trebuie să scoatem pe Lady! Repede, pereții se apropie și cel mai rău e că aici miroase a picioare! Bună, Crystal! Ieri ți-ai lăsat masa de călcat la mine acasă. O, vai, asta e grozav, prieteni! Eu am plecat de aici,
Data viitoare folosește-ți propriul snowboard. E mai bun. Asta e, snowboardul. Lulu, te iubesc. Tu să-mi iei toate parfumurile. Iuhu! Mersi! M-am salvat! Uitați ce am găsit acolo jos. Fiara mea! Și ochelarii! Scuze, lady, adevărul e că sunt un dezastru. Cu excepția aptitudinilor de snowboard. Magic Tears! Wow! E ciudat! Se pare că Magic Tear nu a mers. E totul la fel. Crystal, a funcționat! Hai, începe tu! Serios? Chiar nu mă veți ajuta? Înghețată cu multe arome. Este așa de cald. De ce nu veniți aici? Este foarte răcoritor. Nu ne este cald niciodată. Norii noștri ne păstrează răcoare. Am o idee pentru voi ca să vă răcoriți. Grăbește-te. Creierul meu începe să se prăjească. Wow! Brioșa mea este o înghețată. Cărciorul meu! Nu! Nu este delicios? Da! Înghețatele tale sunt foarte ciudate. În muntele fantasy, mereu mâncăm lucruri înghețate. Le plac foarte mult. A mea este delicioasă. Lasă-mă să încerc, te rog. E super dulce. Desigur, are gustul brioșelor. Ei bine, aș prefera să aibă gustul lucrurilor. De ce nu combinăm brioșele mele cu înghețata ta? Am făcut o gustare. Dacă le combinăm cu aceste obiecte, o să obținem înghețatele care ne plac. Îmi plac ideile tale. Pălărie și capșuni. Pălărișiună. Ciocolată și biberon. Ciocoberon. Balon și vanilie. Balonilie. Aceste arome sunt foarte originale și te răcoresc imediat. O să o numesc fuziunea fantasy. Haideți, noi o să pregătim înghețatele și tu le vei împărți. Te rog, adu-mi una la mine acasă. Și la mine una. Și la mine. Să vedem cum o să le livrez pe toate. Am o surpriză pentru tine, Connie. Ok, te poți uita acum. Da! Am făcut câteva modificări căruciorului tău. Acum poți livra înghețata. Da! Înghețată la viteză maximă. Distractiv să faci înghețată. Înghețată. Înghețată gustoasă. Papuc milie pentru mine. Să vedem ce gust are cu tobă. Ei bine, o să fac o înghețată cu... cu asta. Ce distractiv. Înghețată. Asta nu este aroma pe care ți-am cerut-o. Poți să faci mai multă? O porție triplă. Îmi e cald. Honey, când este înghețata gata? Atenție, fetelor! Avem... Ha? Dar ce s-a întâmplat aici? Păi, am rămas fără lucruri. Priviți, a mai rămas acest frisbee. Nu fugiți! Am nevoie de acel frisbee. Veniți înapoi. Bebelușii vor mai mult înghețată.
dat cu canii, am obosit-o cerându-i înghețată. Canii a fost bună cu noi, trebuie să o ajutăm. Să-i facem o surpriză. Ne veți ajuta? Să folosim obiectele noastre preferate și fuziunea fantasy. Transformați-le în înghețată! Wow! Ce de culori! Este foarte mare! Cani este pentru tine, pentru că ești o prietenă așa de bună! Este cea mai răcoritoare înghețată din lume! Magic Tear! Este un stand de înghețată cu autoservire! Cum de nu m-am gândit la asta? Cele cu gust de lucruri îmi plac mai mult. Este timpul să ne bem ceaiul. Sunt gata, brioșele. Sunt la cuptor, mai iau câteva minute. Penny va adora noul meu set. Nu-i așa că este frumos? A? Vin imediat. Gigi este aici. Haide! Dar este timpul pentru repede. O să mergem cu cortul. Este un loc super, cu mure uriașe. Da! Să mergem la iarbă verde. Ha? Cum rămâne cu ceaiul meu? Cutie, scoate brioșele de la cuptor. Mergem cu cortul. O să fie distractiv. O să-ți placă. Nu-mi place la iarbă verde. Oh! Hei, ați văzut-o pe Cutie? Este perfect! L-am fixat în pământ și am terminat! Ha! Dar unde mergi cu toate acestea? Este doar strictul necesar! Nu te vor ajuta la iarbă verde? Busola mea te poate ajuta! Nefolositoare! Lady Gigi! Am plecat la cules de mure! Haide, Lady, o să te distrezi! Ah! Pen! Unde ești, Pen? Pen! Viitoare. Nu o să culeg. Anunțați-mă când terminați. Nu poți dormi acum? Trebuie să stăm grupate. Este foarte important să stăm aproape, să nu ne pierdem. Este incredibil. Căutam mure. Sigur, trebuie să mergem. Se întunecă. Știu drumul de întoarcere. Am busola mea. Busola este enervantă. Mă descurc și singură. Ce s-a auzit? Ai grijă, Lady! Chiar trebuie să fac eu totul. Wow! A fost incredibil! Haide! Mergem pe aici! Nu! Pe aici! Urmează-mă! Oh, mi-este foarte foame! Mi-aș da parfumul pentru o brioșă de-a lui Cani! Thank you.
nimic mai avem. Îmi e foame. Gigi! Lady! Îți mulțumesc și busolii tale. M-ați salvat. Recunosc, chiar m-am speriat. Și mulțumită parfumului tău. Am făcut o echipă bună în final. Nu-i așa? Magic Cheers! Wow! Yay! În sfârșit, cel meu la iarbă verde. Ne mai lipsesc brioșele tale, Cani. Da! Dar nu știu unde este Cutie. În sfârșit! Cutie, Pen, sunteți cele mai tari! Da, și ieșirile la iarbă verde nu sunt așa de rele. Mulțumesc, fetelor!